fericită sunt că sunt însărcinată cu doi copilași. Nu știu, două fetițe sau doi băieței sau poate o fetiță și un băiat. Tu ce ți-ai dorit, scumpule? Ce ți-ai dorit să ai? O fetiță, un băiat sau doi băieței? Ce ți-ar plăcea? Pentru că eu sunt atât de entuziasmată. Da, lasă-mă, femeie, în pace. Mă bați toată ziua la cap cu copiii tăi. Păi eu nu-mi doresc niciun copil. Acum ți-a trebuit și ție copii. Nu vezi că abia ne permitem să stăm în casa aceasta care este închiriată și vai de capul ei? Păi nu mai am bani să-mi cumpăr de la Adidas. Ce mă fac acum? Că trebuie să dau toți banii pe mâncarea copiilor și tu nu poți lucra, că vai, Doamne, ești însărcinată. O, Doamne, copilașii mei, nu-l băgați în seamă pe viitorul vostru tăticuț, că nu știe ce vorbește. Cred că este foarte, foarte emoționat. Dragule, cred că mi s-a rupt apa. Du-mă, te rog, la spital, că nu mai pot. O, Doamne, cred că trebuie să nasc. Of, acum ați venit și ție să naști? Fix când mă uit la meciul meu preferat de fotbal. Nu puteai să mai aștept și tu 10 minute? Sigur, n-o las atunci că mă duc singură. Nimic nu poate să-mi strice fericirea aceasta. O să mă duc și o să nasc doi copilași frumoși. Abia aștept să văd ce o să fie, pentru că sunt atât de entuziasmată să fiu mămicuță și sunt atât de fericită. Încă nici nu știu ce nume să le dau, pentru că tatăl copiilor nu s-a obosit să caute nume. Dar sunt sigură că o să le găsesc un nume super, super minunat și o să fie super, super drăguț și... Bun, am ajuns. Domnule doctor, domnule doctor, trebuie să nasc. Sunteți aici? Oh my god, doctorul nu este la spital, dar nu e nicio problemă, că nu mă sperii. Îl aștept să vină. Așa, o să mă întind și o să aștept să vină doctorul ca să nasc. O să iau ultimele economii din casa asta și o să mă fac nevăzut. Nu vreau să cresc doi copii sau trei sau câți vrea iubita mea, nu mă interesează. Eu vreau să fiu burlac toată viața, așadar o să-i părăsesc. Felicitări, doamna Foxy! Sunteți o frumoasă mămică care a născut un băiețel și o fetiță. Felicitări din suflet! Dar unde este tăticul acestor copii? Nu a venit să vă sprijine? Sincer, nu știu, se uita la un meci de fotbal, dar sunt super încântată de acești frumoși copilași. Sunt atât de fericită că am o fetiță și un băiețel. Însă nu știu exact ce nume să le dau, pentru că nu am apucat să mă sfătuiesc cu tatăl copiilor. Vă înțeleg, dar trebuie să-i dați nume înainte să plecați din spital. Așadar, zic să vă gândiți vreo 2 minute și să-mi spuneți ce ați decis. Sigur, dar dacă mă gândesc mai bine, cred că o să le dau nume de culori. Fetiței o să-i dau numele roz și băiețelului o să-i dau numele albastru. Mai exact, la fetiță o să-i zic Roza, pentru că vine de la roz. Și la băiețel, albăstrelu, de la albastru. Ce ziceți, cum vi se pară aceste nume? O alegere foarte ciudată, doamnă. Dar dacă vouă vă plac, adică cine sunt eu să judec? Da, îmi place foarte mult. O să am o fetiță roz și un băiețel albastru. Ce drăguț, nu? Ador culorile. Așadar, copiii mei o să fie foarte, foarte colorați și foarte veseli. Și mami o să-i iubiască foarte, foarte mult, da. Am ajuns acasă și mi-am dat seama că tatăl copiilor m-a părăsit. Nu vine să cred. Acum va trebui să cresc doi copii de una singură. Dar nu-i nimic, frumusețile mele, albastru și roz. Mami o să vă iubească și o să vă crească și o să țin loc de ambii părinți. I-am cumpărat aceste covorașe drăguțe și i-am cumpărat și pătuți. Dar mi-aș fi dăruit ca și tăticul lor să fi fost aici să mă ajute. Drăguții mei, scumpii mei care sunteți, mami vă iubește pe amândoi, dar va trebui să angajez o bună care să aibă grijă de voi, pentru că mami trebuie
trebuie să se ducă să lucreze, să aducă bănuți în casă ca să vă ofere tot ce mai bun în viața aceasta. Peste câțiva ani. Mami, mami, mă duc și pe mine, mami, îmi faci și mie freză? Îmi place aici la tine la frizerie. Îmi place când plătești părul, vopsești părul. Mami, poți să vopsești și mie părul, te rog, mami, ești cea mai tare, mami, te rog. Sigur, Roza. Roz, ce face albăstrel? Este încă la școală sau vine și el pe la salon pe aici, pe la mami? A zis că vine un pic mai târziu, dar întâi îmi faci părul, mă duc acasă să fac temele și o să vine și frățerul meu pe la salon, mami, că vrea să-l tun și pe el. Super, prințesa mea mică și Roz, stai să vezi ce freză frumoasă o să-ți facă mami, o să te tundă și da, o să te las să-ți vopsești puțin părul, dar cu șampon din ăla ce se duce. Mulțumesc, mami, ești cea mai tare, te iubesc! Și eu te iubesc, scumpo. Gata, ce zici? Îți place? Uai, mami, dar ce tare are! Nu vine să cred că m-ai lăsat să-mi fac părul roz, oh my god! Are foarte tare! Toți colegii mei de la școală o să zică că am o mamă super, super tare! Mulțumesc, mami, te ador! Îmi place foarte mult rozul! Am ieșit să iau o gură de aer până vin programările la salon și până vine fiul meu albăstrelu să-l tun și pe el și... wow! Ce mașină! Oh my god! Doar nu este tatăl copiilor mei! Oare ce caută aici după atâția ani? Adică și-a abandonat copiii și acum vine la mine la salon? Ce tupeu! Hei, ce cauți aici? Wow, dar ce mașină ai! Ok, pare puțin cap supărat. S-a întâmplat ceva? Ce e cu tine aici? Foxy, îmi pare rău, îmi pare foarte, foarte rău. Am plecat, te-am părăsit pe tine și pe copii și regret foarte tare. M-am îmbogățit, dar banii nu mi-aduc fericirea și îmi este foarte dor. Și vreau să îmi văd copii. Te rog, iartă-mă. Uite, buchetul acesta este pentru tine. Sper să accepti să mă lași să-mi văd copii și dacă crezi că ar mai exista vreo șansă între noi, aș vrea să mai încerc să... Bine, știu că am fost un laș și un nemernic și te-am lăsat cu tot greu, dar chiar îmi doresc să fac parte din viața copiilor noștri. Chiar vreau să-i cunosc și sper să-l ierte pe tatăl lor. Te iert și da, vreau să-ți cunoști copiii pentru că și ei vor să te cunoască și de mulți ani întreabă de tine. Serios? Incredibil! Asta este minunat! Îmi pare foarte rău. Pe nimic, mă bucur că măcar faci parte acum din viața lor, adică o să faci parte. Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Mă bucur tare mult că tatăl copiilor s-a întors și e cu siguranță să fie super, super fericiți. Și să-mi spuneți în comentarii dacă vă plac numele pe care le-am dat copiilor mei, numele de culori. Și să-mi scrieți în comentarii dacă doriți să mai fac bebeluși și să le dau nume de, nu știu, de jocuri, de țări sau alte lucruri care v-ar plăcea. Dacă v-a plăcut acest episod, aș aprecia tare mult să rupeți pentru mine butonașul de like, subscribe, clopoțel și să aveți o zi frumoasă și incredibilă ca și voi. V-am pupat! Ciao!